Potrivit evidențelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, angajatorii oferă la nivelul județului Constanța peste 200 de joburi, cele mai multe pentru persoanele cu studii medii și lucrători necalificați. Astfel se caută zugrav, dulgher, restaurator, măcelar, casier, stivuitorist, barman, vânzător sau bucătar. Așa cum ne-am obișnuit, cele mai puține oferte de muncă sunt oferite persoanelor cu studii superioare. În această săptămână, în județul Constanța, sunt puse la bătaie doar posturi de consilier economic, asistent medical cu studii superioare sau registrator medical. La nivel național, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt înregistrate peste 15.046 de locuri de muncă.